suntem într-o zonă cu temperaturi foarte ridicate și secetă, începând cu luna iunie, iulie, august, și atunci presiunea de făinare este foarte mare în această plantație. Am folosit cu rezultate foarte bune ca produs de contact Cumulus, iar ca produs sistemic Vivando și Sercadis. Vivando și Sercadis în perioadele cu temperatură ridicată, atunci când condițiile favorabile de făinare sunt destul de periculoase. Eficacitate foarte, foarte bună, nu avem niciun fel de probleme în plantație. Acolo unde apare ceva accidental, au și efect eradicativ foarte, foarte bun. Presiunea pentru putregaiul cenușiu anul ăsta va fi mare, deci va trebui să avem foarte multă grijă cu făinarea, știind că sunt direct legate, și atunci tratamentul de făinare trebuie făcut foarte, foarte bine pentru a nu agrava atacul de putregai cenușiu. Viticultura, odată, este un hobby, este o tradiție de familie. Familia mea ocupându-se de 150 de ani de acest domeniu. Ca familie suntem din București, dar am avut diverse proprietăți în țară și am avut o vie și o avem în continuare în Ștefănești, Argeș. Am fost vecini cu familia Brădianu până în 1947, când n-am mai fost vecini. Atât noi cât și ei erau producători de vinuri. Deci într-o zonă viticolă consacrată a României. Dar viticultura este cel mai important pas pentru producerea unor vinuri de mare calitate, deoarece știm că niciun fel de tehnologie nu poate înlocui starea de sănătate a strugurilor sau calitatea acestuia. Da, pentru soiurile românești, care ar trebui promovate mult mai mult și ar trebui promovate toate soiurile românești. Și încercăm să punem umărul să ridicăm puțin industria asta în România. BASF. We create chemistry.